Salutare, pariori! Pentru ziua de vinere a acestei săptămâni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit următoarele pronosticuri. Italia-Bosnia. Italia este în formă maximă, iar în opinia lui Red este favorită la clasarea pe prima poziție în grupa ei. Pentru realizarea acestui obiectiv, nu va trebui să se împiedice împotriva Bosniei. Bosnia a avut probleme atunci când s-a confruntat cu echipe de calibru. Defensiva acestei reprezentative nu se ridică la nivelul așteptat, dovadă fiind cele 4 goluri încasate cu Armenia. Italia s-a impus în ambele confruntări directe disputate anul trecut, așa că tipsterul Red mizează pe unul solist și 2-5 goluri. Wade continuă cu pronosticurile din play-off-ul NBA și a ales disputa inaugurală din semifinalele conferinței vestice, acolo unde se întâlnesc Lakers și Rockets. Dacă trupa din Los Angeles a trecut fără mari probleme de Portland, pentru cei de la Rockets a fost o serie extrem de dificilă, trecând cu scorul de 4-3 împotriva lui Oklahoma. Ambele echipe vor avea toți jucătorii importanți la dispoziție, însă doar una dintre acestea a beneficiat de odihnă în ultimele zile, iar aceea este trupa din Los Angeles. Tipsterul nostru crede că acest aspect va face diferența în primul meci din serie, așa că mizează pe victoria celor de la Lakers. Filip Krajnović, David Goffin. Sârbul Krajnović este unul dintre jucătorii care sunt într-o formă excelentă la US Open, acesta ajungând aproape de semifinale săptămâna trecută la New York. În turul al treilea de la US Open, sârbul va întâlni un adversar consacrat, pe David Goffin. Jocul acestuia nu a convins în ultima partidă. Tenis Tipster 92 consideră că avantajul moral va fi de partea sârbului, așa că pronosticul lui este victorie Filip Krajnović. Slovacia-Cehia. Confruntările directe de până acum au fost jucate cu maximă determinare, acest lucru demonstrând că orgoliile dintre cele două tabere sunt mai presus decât punctele. Cele două protagoniste care formau fosta Cehoslovacie s-au întâlnit și în prima ediție a Ligii Națiunilor. Tipsterul CR7 spune că ambele dueluri au oferit spectacol, au avut multe ocazii la cele două porți și s-au produs de fiecare dată cel puțin 12 cornere. Prin urmare, CR7 se așteaptă la un scenariu asemănător și propune pariul peste 8,5 cornere. Lituania-Kazahstan. Andrei Chirița a sesizat o cotă în scădere pe victoria kazahilor. Lituania nu a strălucit în niciuna din ultimele două campanii europene și este posibil ca rezultatul dezastros din prima ediție a Ligii Națiunilor să fie asemănător și de această dată. În opinia tipsterului Andrei Chiriță, oaspeții produc un fotbal mai bun, iar pronosticul lui este că echipa oaspete va marca unul sau două goluri. Guangzhou Evergrande, Guangzhou RF. David Chiriță spune că ar trebui să fie un meci spectaculos, asemănător cu duelul direct disputat în tur, care s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea celor de la Evergrande. În opinia lui David, Evergrande are un lot mai bun decât adversara ei și ținând cont că în acest sezon a fost implicată în multe meciuri spectaculoase, pronosticul propus de tipsterul nostru este 1 și 3-6 goluri. Norvegia-Austria. BMG consideră că această dispută este potrivită pentru pariul lui preferat pe intervalul de goluri 2-4. Se întâlnesc două echipe bune, cu multă calitate de la mijloc în sus, iar reușitele ar trebui să apară. Cu toate acestea, nu crede că vom vedea 5 sau mai multe goluri, diferența dintre cele două echipe nefiind foarte mare. Așadar, pronosticul lui BMG este 2-4 goluri. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne lași un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe data viitoare!